Complexul sportiv de pe strada Mircea cel Bătrân, investiția primăriei municipiului Timișoara, avansează. Proiectul a ajuns în etapa de decopertare, urmată de faza de pregătire pentru turnarea fundației clădirii cu tribună. Amatori sau cu experiență, sportivii vor face mișcare la complexul sportiv pe care îl construim pe strada Mircea cel Bătrân. O bază sportivă cu teren de fotbal, teren multifuncțional, pistă de alergare, groapă de nisip pentru săritura în lungime, tribună și alte facilități, transmite viceprimarul Timișoarei Ruben Lățcău.